bine petrol și... Ești bine petrol și... În această seară la Galeria Municipală de Artă, expoziția artistului plastic, a pictorului Petre Biră. Noi îl considerăm pe jumătate oltean, deși dumnealui vine din zona Petroșanului, din zona Petrila. De ce îl considerăm oltean? Pentru faptul că a terminat specializarea pedagogiei artelor plastice, face parte din prima generație de absolvenți acestei specializări de artă a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. După cum vedeți, expoziția are cel puțin două direcții tematice, o parte gestuală, o parte a preocupărilor mai recente, să zicem așa, din creația artistului, și cealaltă parte, care este în spatele nostru, care face parte din proiectul de master al artistului. Proiect de master, care de fapt este în continuarea finalizării studiilor de master pe care le-a făcut la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, Universității de Vest din Timișoara. Mă bucur să-l văd atât de prezent, să zicem, pictural pe simezele acestei frumoase galerii și să văd schimbări benefice sau deveniri artistice ca urmare a finalizării acestor studii de master. Ceea ce frapează la birou este îmbinarea aceasta între figurativ și abstract. Dacă unele lucrări, să zicem, au o trimitere clară figurativă, în care găsim o poetică, să zicem, a la Whistler, a pictorului englez, da, o trimitere la pictura poetică a negrilor din pictura maestrului englez, în aceste lucrări de sorginte gestuală, de sorginte, să zicem, abstracționismului, trimitere la abstracționismul abstract, găsim ecouri ale picturii unui, să zicem, de Koenig, Bols sau Soulages. Această bogăție de direcții stilistice este într-o măsură, să zicem, firească, pentru că artistul încă este într-o zonă a căutărilor, o zonă a combustiilor, care îi fac foarte bine. Eu nu sunt partizanul găsirii unei, neapărat a unei cantonări stilistice, așa, în imediat a terminarea studiilor universitare de artă. Îmi place foarte mult că el este într-o continuă căutare și sunt direcții care recomandă să, ca un artist autentic și un iubitor al picturii, al culorii, să zicem așa, în linii mari. În continuare o să dăm cuvântul unor profesori care excelează în domeniul artistic, au în spate o participare și o vedere de ansamblu artei românești și gorjenești.